Bună, fetelor! Astăzi o să vă arăt un tutorial inspirat dintr-un desen animat, pentru că astăzi de dimineață m-am uitat la Pantera Rose. Deci, după cum puteți să vă dați seama, astăzi o să vă arăt cum să vă faceți Pantera Rose pe unghiuțe. Așadar, eu mi-am făcut deja unghiile cu culorile de bază. Un roz mai deschis și un roz mai închis pe două degete. Și să ne apucăm de treabă. Modelul este foarte ușor. Mie îmi place foarte mult, este foarte, foarte drăguț. Și începem cu ochișorii, pe care îi facem cu un galben, ca să iasă în evidență, bineînțeles. Și practic desenăm două cerculețe, da? Acum să facem și pe unghiuța aceasta. La fel, două cerculețe. Voi puteți face și cu auriu, dacă aveți. Sau portocaliu, sau ce culoare vreți voi. Nu e obligatoriu neapărat cu galben. Eu am ales galben pentru că mi se pare că arată foarte bine, dă foarte bine pe roz. Vedeți? Dă foarte bine pe roz, părerea mea. Acum luăm ojă albă sau vopsea acrilică albă, depinde cu ce pictați voi. Și încercăm să facem năsucul și partea pentru mustăți și boticul, dacă vreți. Vedeți? Cam așa. Drăguț, nu? Facem și bărbița. Da? Îi desenăm și bărbița. Acum la fel și aici. Pe unghia din mijloc. Facem un triunghi. Vedeți? Apoi la fel ne ocupăm de botic, ce ține de botic. Aici o să vină mustățile. Da? Vedeți? Așa. Să facem și bărbița. Nu știu, mie îmi place foarte mult modelul, mai ales că este cu roz. Îmi place, îmi plac modelele roz, recunosc. Da. Îmi plac chestiile roz, chestiile feminine. Până acum nu-mi plăceau, acum îmi plac de... Așa se întâmplă când mai crești. Și până se usucă, o să vă arăt cum să faceți modelul acela de leopard. Mie îmi place foarte mult acest model, este foarte frumos și ușor de realizat și cel mai rapid. De fiecare dată când nu prea am poftă să-mi fac unghiuțele, apelez la el cu încredere și am și niște unghiuțe drăguțe care atrag atenția de fiecare dată. Vedeți? Nu e mare scofală, doar niște puncte, faceți niște puncte, nu trebuie să fie perfecte, nu trebuie... Deci chiar nu contează dacă sunt perfecte sau nu, nu trebuie să fie egale, nu nimic. Da, deci nu are nicio importanță cum le faceți, important să le faceți. Așa. Acum o să ne ocupăm de sprâncenele panterei. Așa. Are două sprâncene grosuțe. Să-i facem și ochișorii dacă tot suntem în zona ochilor. Da? Vedeți? Deja începe să prindă contur. Începe să arate bine, nu? Mie îmi place chiar foarte mult. Da? Între timp, până se usucă în totalitate modelul cu panteră, continuăm modelul cu leopard. Și tot ce trebuie să faceți, după cum vedeți, este să încadrați cerculețele, formele pe care le-ați făcut. Nu există o ordine anume cum să le faceți. Să nu vă îngrijorați dacă greșiți sau ceva, că nu are nicio importanță. Nu trebuie să fie perfecte modelul, nu e un model care cere o mare îndemânare. Vedeți, arată deja, arată mult mai bine, nu? Și la celelalte unghiuțe să facem. V-am spus că este un model foarte ușor, mai ales pentru mine care sunt obișnuită, l-am făcut cred că de N ori, în toate formele, în toate culorile, pete mai mari, mai mici, mai rotunde, mai multe pete. Cam așa. Și acum cred că s-a uscat partea cu boticul. Da. O să facem o să-i facem năsucul cu un roz mai deschis. Pentru că are și el năsuc, nu? Toate animăluțele au năsuc. Așa. Nu știu dacă se vede, dar oricum o să vă arăt eu poze O să le postez pe blogul meu. O să vă pun linkul în descriere. Cam așa. Și să aruncați acolo un ochi, pentru că o să găsiți multe poze și multe alte tutoriale pe care nu le-am făcut sub formă de tutoriale video. Acum să conturăm boticul panterei, da? Asta facem acum, îi dăm contur. Vedeți? Deja arată mult mai bine, mult mai drăguț. Să-i facem și mustățile, da? De ați văzut voi panteră fără mustăți, nu? Vedeți? Cam așa arată mustățile. Destul de drăguț, nu? Și aici să facem la fel, conturăm. Vedeți cât de frumos arată. Este că este drăguț. Cam atât. Sper că vă place tutorialul, vă aștept să vă mai abonați pentru mai multe tutoriale. V-am pupat și o zi faină să aveți! Ceau!